Salut și bine ați venit la un episod Satisfactory pe MK. Sunt Alex Minte, ca urmează vom continua proiectul nostru cu 50 de motoare pe minut. În prima parte a episodului vreau să măresc producția de statoare, am făcut eu ceva off-camera, iar a doua parte vom face efectiv motoarele, vom ajunge la celebra noastră cifră de 50 de motoare pe minut. Între timp, hai să facem un mic upgrade. Vom debloca manufacturierul, track-ul și computerele care sunt foarte importante în viitorul acestui joc. Vom da aici selectare, vom băga frumos cablurile, mai avem nevoie și de cabluri și din astea, modular frame-uri, punem și din astea și motoarele. Am dat drumul la un mic ansamblu cu motoare pentru că știam că am nevoie de pentru upgrade-ul ăsta. Și am zis noi că ne mai trebuie și ceva cabluri. Ce frumos avem aici toate așezate frumos, elegant, și le luăm de aici pe toate. Hai să facem așa, dacă este să luăm mai mult odată. Iată dacă putem să dăm drumul cu ce am adus. Pac. Am pus și cablurile, am mai rămas cu astea. Mai trebuie o grămadă din astea. Dăm aici o mică sortare, să punem și motoarele ca să eliberăm și avem nevoie de încă 1100 de, hai să punem 1500, avem 3 sloturi, luăm 1500 de wire, am dat țac, țac și cu, unde e a treia? Și cu țac. Da, am lansat frumos racheta și în momentul ăsta putem produce și anume computere. Computere și bineînțeles putem folosi și acel manufacturier. Ce mai mult interesează pe mine apropo de... Hai dă-mă uite, să-ți par asta. Apropo de upgrade-uri, mă interesează de la tier 6, mă interesează unde este pe aici. Asta cu trenuri în principal, dar trebuie să facem Heavy Modular Frame-uri. Și mă interesează și asta cu jetpack-ul și mă interesează asta cu Fuel Generation. Am găsit deja petrolul, dar va trebui să facem generatoarele pe combustibil, pe petrol. Da? Bun. Hai să mergem puțin până sus, dar până una alta vreau să facem o treabă. Vreau să-mi pun deoparte, uite, deja a apărut aici. Vreau să-mi fac, am nevoie de 10 din astea, de fapt 9, că am pus deja 1. Dacă am materiale corespunzătoare, vreau să văd dacă am și tablă, am și de-astea. Am și cabluri, niște wire, mai trebuie să mai iau la mine. Da, și vom merge la etaj să vă arăt ce am făcut eu cât am muncit în afara filmării. O grămadă de chestii am făcut și am ajuns să produc și statoare și de acum facem și motoarele. Motoarele se fac din statoare puzotoare. Bun, ce avem noi în prima parte aici? În prima parte aici, o să mergem puțin pe sus să vă arăt. Aici se produc statoarele. Deci am făcut o dită mai... să vedem puțin pe aici. Da, și acolo un mic ansamblu care îmi face mie motoarele. Deci, toată partea asta și acolo sus se produc statoare. Da, momentan este oprită pentru că vom lega și anume iron ore-ul și va pleca toate astea. Care e toată schema? Ca să producem 50 de motoare pe minut, avem nevoie de 10 ansamblere. Asamblele care au nevoie la rândul lor de statoare și rotoare. Rotoarele le-am făcut episodul trecut, ați văzut și voi ce aici acolo. Iar statoarele le-am făcut eu aici off-camera. Pentru că era o întreagă, să zic așa, fabrică pentru treaba asta. Deci, pentru statoare avem nevoie de... Putem să fac în două moduri. Avem rețeta standard care se face cu wire de asta. Și rețeta alternativă pe care am descoperit-o pe un hard cu quick wire. Era mult mai simplă aia pentru că necesita mai puține utilaje, din păcate nu am găsit foarte aproape Caterium. Am găsit Caterium în partea aia, da, unde am și făcut, iar autostrada suspendată. Da, am găsit chiar acolo un colț, da, pe lângă partea aia, acolo, chiar acolo este Caterium, dar este foarte puțin și nu puteam să-l folosesc pentru ce trebuia mie aici. Și atunci am apelat tot la rețeta standard, urmând ca pe viitor, dacă dau drumul la trenuri, să duc mai de departe și anume Caterium. Și atunci am mers pe rețeta asta standard. Pe rețeta asta standard, la statoare, avem nevoie de 17, hai să mergem în partea asta, să vă arăt. Avem nevoie de 17 ansamblere care sunt puse aici. 10 aici, 7 aici. da? Care produc statoare. Statoarele se produc din wire plus pipe-uri. Ei, ca să fac pipe-uri am folosit 21 de constructere. 21 de constructere care să-mi producă mie pe minut undeva la 315 bucăți de steel pipe-uri, da? Care pot să aici. După aceea, pentru wire am folosit 23 de constructere. De fapt am pus 24. Aici sunt sus 12. Asta și vi-l arăt. Da? Aici sunt 12 sus și exact simetric jos sunt încă 12. E, la fiecare constructor, două constructori astea, am legat un smelter care produce 30 de lingouri de cupru. Pentru că astea consumă câte 15 pe minut. Deci exact două trece pasărea aia. Uite frumos ce aproape trece. Da? Și atunci am folosit 24 de smeltere de, nu 24, 12 smeltere de cupru și am adus cupru, o parte din cupru vine acolo cu mașinuțele, da? Mașinuța aduce cupru, mașinuța aduce fier, da? Acolo sunt două, ia să și vedem, să vă arăt ce fac ele acolo. Deci sunt două mașini, una aduce, partea asta aduce iron ore, aici aduce cupru. Da? Am două mașini, sper să nu se ciocnească. Bine, fiecare au traseul separat. Ia vedem că fac acum liniuțe. Ia uite-le. Da? Fiecare aduce de acolo. Cu timpul mașuțe vor fi înlocuite de tren, pentru că, și anume aici am o problemă, se amestecă, nu știu de ce, se amestecă între ele cupru cu fierul și a trebuit să facă o ghidușie, dar cu timpul vom elimina problema prin tren. Da? Și atunci, deci cuprul facem sus aici, iar la pipe-uri, vă spuneam eu că aveți 24 de constructori de pipe-uri. Aici la pipe-uri e puțin mai complicată treaba, pentru că ca să facem pipe-uri trebuie să facem lingouri de oțel. Lingourile de oțel se fac aici în foundry, deci un foundry de ăsta care folosește cărbune și cu fier. Da? Tot aceeași simetrie, cât produce un foundry de asta, consumă două constructoare pentru pipe-uri. Da? Iar fierul o parte l-am adus de aici. Din episodul trecut ați văzut că am deblocat un nod acolo jos. Iar o parte din fier vine din partea asta de acolo, de unde este cupru. Acolo este o nouă zonă. Acolo este foarte importantă zona aia, o să ne extindem noi pe partea aia, pentru că acolo sunt vreo 3 sau 4 noduri de fier, cupru, cărbune pur, am găsit și quartz și sulf, toată în zona aia și destul de aproape de fabrica asta. Da? De-aia și făcut autostrada asta și-a suspendat. Deci, și acum, hai să dăm drumul la partea cu... Să dăm drumul la statoare în continuare, să facem toate statoarele, pentru că am oprit puțin producția, tocmai că vă spuneam mai devreme că am o mică problemă la descărcat aici și o să și vă arăt care este problema. Și atunci a trebuit să fac eu o mică ghidușie, să întrerup un pic banda. Ia să vedem dacă s-a întâmplat treaba asta. Aici este numai cupru și aici este numai cupru, ceea ce este bine. Ca să nu am probleme, eu fac ceva de genul ăsta, tai banda asta de aici și dau drumul aici. Da? Merge cu MK3 pentru că avem nevoie de viteză. Apropo de cupru și de astea, am făcut și o chestie acolo, tocmai ca să fie alimentat în același timp smelterele. Da? Pleacă frumos pe aici și intră și pe acolo. La jumătate este un merger. Da? Deci avem aici splitter și la jumătate este un merger care aduce și din partea asta și din partea asta. Da? Tocmai ca să fie în același timp alimentate toate smelterele. Dacă duceam de aici, numai de aici, până se umplea ăsta, după aceea ăsta și era puțin cam complicată situația. Da? Deci am dat drumul la wire, iar aici, uite, deja l-am amestecat cupru. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Și deja mi-a pus cupru aici. Până rezolv problema asta, nu știu, pentru că trece pe aici și e agață, deși fiecare cu traseul. Tu ce faci cum aici? Te-ai blocat? Hai să-l ajutăm pe prietenul, ia să vedem. Acum pleacă sau? Da? Bun. Și atunci am, ce fac? Întrerupt, uite, deja aici este cupru. Da? Și atunci ce fac? Scot banda asta de aici și dau drumul la banda aici. Vă face așa până când vă da drumul la trenul, pentru că dacă apucă și intre pe bandă cupru, îmi blochează toate instalația și acei încărcătură pe aici de benzi chiar nu vreau să fac treaba asta. Da? Și acum a început producția în full, să zic așa, de statoare. Da? Și în momentul în care o să vină pe aici pipe-urile, vor pleca și asamblerele. Ia să vedem, că le putem vedea de aici. Da? Pleacă și producția de statoare. Și atunci am rezolvat problema. Da? Uite, deja a plecat fierul acolo. Cărbunul ăsta vine de acolo pentru a alimenta mașinuțele. Ale mele pe cărbune. Da? Ia să vedem. Uite, deja a început să funcționeze toată treaba și aici și aici. Din pipe-urile, ia să vedem. Momentan încă n-au ajuns, probabil că mai durează puțin. Uite, deja a început să iasă pipe-urile pe partea asta. Da? Deci am făcut toată zona asta pentru statoare. Statoare care se fac 100 de statoare pe minut, 100 și un pic, așa. Și cu 100 de rotoare vom produce 50 de motoare. Da? Toate statoarele și rotoarele vin în cele 4 de aici. În cele 4, uite, deja avem statoarele. Da? În cele 4 storage-uri, deja 2 le-am legat la treaba asta, o să fac 5 ansamblere cu 5. Deci o să leg 5 la 2 de astea, 5 la 2 de astea, ca să fie treaba mai repede și să începem producția. Mergem aici la production și dăm la assembler, cu fața încolo, de fapt. Vedeți? 2, 3, 4 și 5. Și ne oprim deocamdată, pentru că astea 5 vor fi alimentate deja cu benzile astea. Astea două vor alimenta încă celelalte 5. Și atunci, vom face așa. Logistic și avem așa splitter odată de aici. Și punem exact pe centru. Splitter deodată de aici și aici. Ia, încet și aici. Și bineînțeles și sus aceeași schemă, pentru că pe sus vor veni ce vor veni pe sus, ia să văd, statoarele, da? Mergem frumos cu banda așa, pentru că avem nevoie de puține, nu trebuie să punem benzi, 2 secunde să punem benzile pe aici. Apropo că după aceea nu putem să mai intrăm. Odată pe aici, odată pe aici, odată pe aici și odată pe aici. Da? Și tu frumos, tot la fel, tot la fel. A, și mai e și tu. Oh, ce frumos așa pe aici. Dacă vin de jos de la Foundry. Da? Banda aici. Banda aici. Și banda aici, banda aici. Da? Și în momentul ăsta avem legate cele 5 ansamblere. Va trebui doar să le alimentăm puțin. Ele nu au curent și să legăm mergele de pe aici ca să ducă. Ia să vedem cum facem noi o ghidușie, pentru că acum avem stâlp MK2. Stâlp care putem lega mai multe, mi se pare că, ia să vedem cât putem să legăm. Putem să legăm unde scrie 7. Până la 7, asta putem să legăm 4. Deci câștigăm încă 3 din astea. Bun, tot ce facem în felul următor. Tragem până aici, să nu cădem de până la ține de aici. Și ne ducem, cum intrăm noi acolo, între ele. Trebuie să o ghidușie pe aici. Asta am nevoie de, cum îi spune, de asta, de jetpack. Era ăla ideal. Da? Și punem un stâlp de asta șmecher cu 7, îl punem aici. și legăm așa două odată de aici, legăm pe ăsta, al treilea, al patrulea și al cincilea. Și mai avem un spațiu de două. Nu? Bun. Hai să ieșim de aici din plângătură. Ideea este că noi am pus asambler, dar nu le-am setat pentru statoare. Deci asta cu quick wire, asta este, nu, pentru motoare, pardon. Deci motoarele mergem acum, da? Deci am produce motoarele. Și ia să vedem dacă putem să punem noi direct, eu cer pe ghiducie, dacă pot să punem direct, și anume mergerul. Dacă punem așa, ia să vedem. O lasă? Ia să vedem. Ca să nu mai tai banda. Ia să vedem ce se întâmplă. Nu iese. Nu iese, deci va trebui să tăiem banda. Asta este și să facem la fiecare în parte legătura. Deci aici punem motorul. Să-i dăm de lucru, să vedem ce a de făcut. Aici motorul. Da, și acum facem așa. Frumos. Mergerul. Mergerul. Hop. Și hop. Da, am dat 3. Folosim MK1 la bandă pentru că produce 5 pe minut. Și pe bandă trebuie să ajungă 50 de motoare. Deci banda asta poate duce chiar 60. Așa că nu e nevoie să punem o bandă de viteză superioară pentru că o punem degeaba. Și consumăm și degeaba materiale. Da? Și acum cele 5 ansamblele sunt legate. Urmând să mai leg eu, hai să legăm așa până una alta ca să mă duc acolo în storage, să nu pierdem timpul. Acum, sper să-mi țină și instalația de curent, pentru că deja la cât folosim pe aici, la cât funcționează toată fabrica, e cam complicată problema. Bun, au ce frumos am avut motoarele. Și deocamdată nu producem tot. Deci avem 5×5, 25. Avem nevoie de încă 25. Mergem în continuare. Punem ansamblerul. Să punem și noi cu linia cu asta. 1 2 3 mai vrei? 4 și al 5-lea. Da? Motoarele 5. E, la astea vom lega noi de aici. Dar ca să nu ne complicăm să fie treaba la nas urâtă, să facem așa. O să legăm banda de aici. Aici. Și de aici, aici. Și acum. Acum sunt două variante. Dacă plec de aici, o să fie prea în scurt. Și o să vadă urâtă toată treaba. Și vom pleca din capăt. Ca să fie treaba bună. Și atunci. Facem așa. Ce vă spuneam eu de curent? Exact ce vă spuneam de curent, pentru că au pus toate utilajele. Din păcate ne-a căzut curentul. Și va trebui să facem așa pe întuneric, să zic, toată schema asta. Urmând ca episodul următor să facem centrala pe cum îi spune, pe petrol. Ca să fie toată treaba bună. Bun, hai să începem să terminăm asta ca să dăm drumul la curent. Hop. Deci vom merge din partea asta și cu asta la fel. Da? Vom lega așa odată și odată așa. Da? Vom veni din partea asta. Splitterul odată de aici și odată de aici. Și odată de aici. Și odată de aici. Hop. Și de aici vom veni Așa. O să fac așa. Și acum vă face următoarea ghidușie. De aici punem pe aceeași direcție cu asta și asta. Și am dat pac o dată. Și nu mai am nici tablă. Imediat încercăm o treabă, să vedem dacă putem să dăm drumul din nou la producție. Ia să încercăm. Noi deja producem 1000 de megawatts, dar este consumul destul de mare. Am reprins din nou producția. Ce am făcut pentru asta? Am făcut un mic artificiu aici, un mic grup electrogen, să zic așa, cu 6 generatoare pe cărbune, pentru că tot avem cărbunele aici în zonă. Și zic, hai să dau drumul din nou la producție. Acum sper să țină... Asta nu mai are cărbune, cred că de mai merge. Sper să țină toată treaba. Hai să dau drumul și ăsta. Gata, a rămas fără cărbune, pentru că nu am mai pus curent și n-am mai alimentat. Și o să fac la fel. Ia să vedem. Și o să la fel, a rămas fără combustibil, pentru că aici se alimenta cu cărbune. Dacă a fost oprit curentul, el n-a mai avut de unde să mai ia cu combustibil. Și o să-i punem noi și lui ăsta cărbune aici. Gata, toate. Pe drum. Gata. Mașinile au plecat cu grupul ăsta, să zic așa, de curent. Sper să... Ia să vedem cât producem acum. Producem undeva la 1300 de megawatts. Consumul este sub ce producem, ceea ce e bine deocamdată. Acum, dacă dăm drumul și la celelalte ansamblele, sper să țină până la sfârșitul episodului. Vă spuneam că o să fac neapărat research-ul și upgrade-ul cu centrala electrică pe combustibil, pe fuel, de care se face din oil, și după aceea vom scăpa de problemă și sper să ajung până la upgrade-ul la mare, în care voi face pe centrala nucleară. Bun. Cum stăm cu materialele? Mai avem pe aici materiale, sper să ne ajungă până una alta. Toată treaba acum a repornit, ceea ce e bine. Da, și inclusiv și motoarele noastre. Da, trebuie să tăiem din nou benzile ca să punem și anume mergerul cu fața încolo. Hai și tu. Hai și tu. Și cu tine. Da, aici tăiem puțin banda și cu banda. Și vom pune și aici un merger care va duce toată treaba acolo. Bun, până aici e totul bine și frumos. Am legat din nou banda. Și vom lega și aici. Îți refacem legăturile și după aceea facem direct în partea cealaltă intrările și putem spune că producem și anume 50 de motoare pe minut. De ce tot nu mă chinuiți cu treaba cu proiectul ăsta? Pentru că la toate upgrade-urile viitoare va avea nevoie de motoare foarte multe și inclusiv calculatoare. Asta am zis să fac toată treaba asta. Hai să punem și motoare să scăpăm de ele, să ducă pe bandă. Da? Să duc frumos pe bandă, deși deocamdată nu sunt legate. Și continuăm să legăm aici. Și aici. Și aici. Hop. Hop. Și aici. Și aici. Da, aici vom veni frumos legate așa. Că venim din partea cealaltă. Și ce mai trebuie să legăm noi aici este și anume un stâlp din ăla șmecher. Sper să ne ajungă materiale. Ne ajunge. Este pe la jumătate, cam pe la jumătate. Da, și... vedem, aducem noi curentul pe acolo. Da, și atunci legăm frumos. Hai să ducem cu redul prima dată ca să nu ne chinuim. Sper să ne ducă cablu. Unde este cu până aici? S-a legat aici. Legăm așa. Hai și cu tine. Cine n-are putem să-ți duce mâna. Și cu tine. Gata. Le-am legat pe toate, dar nu i-am dat să facă, să facă motoare. De asta e cu roșu acolo sus. Și tu tot motoare să faci. Da, toate sunt cu verde, lică rezultante pentru că încă n-au materia primă. Dar o să dăm drumul și la materia primă. Da, deja motoarele caută-le. Caută-le. Da? Hai să aducem și cealaltă bandă de aici. Putem să luăm? Pis. Și aici. Ia să facem noi o schiță așa frumos. Vedem că putem să coborăm până aici. Ia să vedem. Facem așa ceva de genul. Data asta coborăm așa. Și acum... Nu, cu astea. Dăm puțin în față și facem așa. Una, două. E prea în față. Și vom pune aici. Ia să legăm. Pune banda aici. Și aici e mai simplu. Nu, cu tine avem treabă. Aici e mai simplu treaba că facem așa. Una, două. Țăc. Și aici, ia să vedem că putem să facem noi aceeași ghidușie cu asta. Nu cu tine, cu tine am treabă. Vreau să fac ceva de genul, cred că te-a pus puțin înainte. Cred că poți acolo. Așa mă, tati. Și venim cu banda așa. Și o să punem noi încă una aici, cred că. Vreau să o spăl asta. Așa. Gata, tati. Și în momentul ăsta am legat și rotoarele și statoarele la bandă, doar că va trebui să legăm și benzile aici. Am legat și curentul, le-am și dat drumul ce să facă și acum putem spune că în momentul ăsta am ajuns la producția maximă de 50 de motoare pe minut. Ia să ne uităm. Ies de aici motoarele? Hai să urcăm pe... Hai să facem o treabă, hai să facem un, din nou un turn de ăsta mai înalt ca să vedem exact cum stă treaba. Pac. Pac. Ia să ne urcăm pe aici. Hop. Ia. Ia uite ce frumos avem, așa frumos perspectiva. Ia uite cum ies motoarele. Și în momentul ăsta producem 50 de motoare pe minut. Și bineînțeles că ne-a căzut din nou și anume curentul. Cam așa arată proiectul nostru la final. În momentul de față producem 50 de motoare pe minut. Pentru asta am muncit o grămadă ca să facem dita mai, să zic așa, fabrica. Sper că v-a plăcut acest episod și sper că v-a plăcut acest proiect. Vă dă viitoare, vă rog sincer, salut!